alert, Sorin Grindeanu, audiat la sediul DNA. Fostul premier Sorin Grindeanu s-a prezentat la sediul DNA pentru a fi audiat în calitate de martor într-un dosar de corupție. Am venit în calitate de martor, a spus Grindeanu în fața jurnaliștilor. Potrivit primelor informații, fost premier ar fi audiat de cetre procurori în dosarul Belina. La finalul lunii aprilie 2018, procurorii n-au anunțat ce Sevil Haideh, fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, are calitatea de inculpat în dosarul Belina, ea fiind acuzat de abuz în serviciu. DNA a extins atunci ancheta IFA de Adrian Gâdea, prejudiciul estimat de procurori fiind de peste 3 milioane de lei. Procurorii mai anuncau ce, în acea cauză, s-a dispus extinderea urmăririi penale și schimbarea în cadrii juridice fa de Adrian Gâdea, fostul președinte al Consiliului Județean Teleorman, acesta fiind acuzat de complicitate la abuz în serviciu și participaie improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecine deosebit de grave. În anul 2013, prin acțiunea concertată a unor persoane cu funcții publice, perei din insula Belina Ibraul Pavel, cu suprafa de 278,78 hectare, respectiv 45 hectare, situate în Albia Minora Dunării, au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județeului Teleorman în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptat HJ 943/2013, act cu caracter individual prin care au fost încălcate o serie de dispoziții ilegale. Fiind situate în Albia Minora Dunării, insula Belina Ibraul Pavel fac parte din domeniul public al statului prin efectul legii și al Constituției. Prin urmare nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui Consiliu Județean prin hotărâre de guvern, ci doar prin lege, se arta în ordonana procurorilor. Acetia mai notează ce, în perioada 23 septembrie 2013-decembrie 2013, în calitate de secretar de stat, Sevil Haideh a inițiat, a fundamentat, a introdus pe circuitul de avizare subliniere și a prezentat guvernului pentru aprobare un proiect de hotărâre de guvern, HJ. Precum și nota de fundamentare pe care a semnat-o, în calitate de inițiator. Pe baza acestor acte s-a aprobat transmiterea unor perci din insula Belina subliniere Ibraul Pavel către domeniul public al județului Teleorman subliniere administrarea Consiliului Județean Teleorman. Aceasta, în condiile în care inculpat acunotea ce în acest mod întocme subliniere de acte care încalcă o serie de dispoziții legale, respectiv, articolul 136 alin. III din Constituția României, articolul
3 din legea apelor 107 pe 1996, articolul 3 alin. 2 din legea 213 pe 1998 privind bunurile proprietate public, anexa 2 din OG. 107 pe 2002 privind înființarea Administrației Naționale Apele Române, articolul 38 alin. 2, alin. 3, articolul 30 alin. 2 sublinierei articolul 77 din legea 24 pe 2000, articolul 860 alin. 3, teza 1 din codul civil. Mai mult, Ministerul Finanțelor Publice sublinierei Ministerul Justiției formulase observații pe parcursul circuitului de avizare prin care semnalau ce există aspecte de nelegalitate în ceea ce privește transferul, aspecte ce au fost ignorate, mai precizează DNA. De asemenea, Ionela Vasile Stoian, în calitate de director la MDRAP, Direcția juridic, relaia cu Parlamentul și relaii internaționale, ar fi sprijinit demersurile nelegale prin aceea ce nu ar întocmit note referitoare la observațiile pe care le-au făcut cele două ministere avizatoare, Ministerul Justiției și cel al Finanțelor Publice, nu ar fi respectat reglementările privind circuitul de avizare, ar fi contribuit la crearea unei reprezentări false MFP-IMJ referitor la contactele de închiriere deja existente. De menționat ce, anterior acestor demersuri, suprafețe din insula Belina și Braul Pavel fuseseră închiriate prin contracte unei firme private și unei persoane. Pentru a nu atrage atenția administrației publice centrale cu privire la existența unor interese ale acelei firme private referitor la insula Belina și Braul Pavel, s-a dorit obinerea unor extrase de carte funciar curate, în care să nu apar contractele de închiriere având ca perei administraia Apele Române și această societate comercială. Această activitate a fost coordonată de inculpatul Gâdea Ionuc, la data faptei președinte al CJ Teleorman, care a solicitat Administrației Naționale Apele Române avizarea favorabilă a transferului menionat, a ignorat existența extraselor de carte funciar care conțineau sarcinile firmei private, a coordonat înlocuirea acestora cu ni subliniere de extrase de carte funciar noi, care nu mai prevedeau contractele de închiriere, sublinierea în sus IT prin semnături proiectul de not de fundamentare în care era trecut, necorespunzător, adevărului, ce imobilele nu sunt grevate de sarcini, mai spun procurorii. Tot în comunicatul de pres menționat se mai arată ce, în perioada iunie 2013-septembrie 2013, Adrian Gâdea a fost cel care ar fi promovat un proiect de hotărâre de Consiliu Județean privind transferul insulei Belina sublinierei Bracului Pavel în proprietatea județeului Teleorman sublinierei în administrarea Consiliului Județean. Ar fi inițiat un proiect de hotărâre de guvern reținând, în mod vedit contrar legii, legalitatea proiectului cu caracter individual ce se va numi HJ.
943/2013, având Cuno subliniere Tink despre încălcarea dispozițiilor legale care reglementează normele de tehnic legislativ, a trimis neoficial CETREM draft documente emanând de la CJ Teleorman în form de proiect, unele nesemnate sublinierei în lipsa adoptării unei hotărâri de Consiliu Județean. Ca urmare a faptelor descrise s-a cauzat un prejudiciu statului român de 3.237.800 lei, reprezentând valoarea totală a celor două bunuri imobile subliniereite din patrimoniul statului. În cursul lunii ianuarie 2014, după adoptarea HJ 943/2013, prin care se consfinia trecerea insulei Belina sublinierei a Bracului Pavel în proprietatea județeului Teleorman sublinierei în administrarea Consiliului Județean, în calitate de presubliniere dinte al CJ Teleorman, inculpatul Gâdea Adrian Ionuc a făcut demersuri astfel încât, pe baza HJ 943/2013, se creeze posibilitatea încheierii a trei contracte de închiriere între Consiliul Județean Teleorman pe de o parte și o societate comercială și o alt persoană pe de alt parte. Contractele, având ca obiect perei din insula Belina și Braul Pavel al fluviului Dunărea, în suprafață total de 80 hectare, au fost încheiate pe o perioadă de 10 ani, fără organizarea unei licitații sublinierei, fără inițierea sublinierei, parcurgerea procedurii de emitere a unei hotărâri de Consiliu Județean. Ca urmare a acestei din urmă fapte, prejudiciul creat în dauna județeului Teleorman este estimat la valoarea de 5.646.237 lei, defalcat pe contractul numărul 1, 2.029.202,09 lei, contractul numărul 2, 2.743.880,93 lei sublinierei contractul numărul 3, 842.364,76 lei, ceea ce reprezintă folosul obținut de beneficiarii contractelor de închiriere, mai spune DNA.